Buzoienii dornici de distracție primesc vești bune din partea conducerii Consiliului Județean Buzău. În perioada 16-18 septembrie, în stațiunea Sărata Monteoru, se va desfășura prima ediție a Festivalului Zilele Chișinăului la Buzău, eveniment organizat de Forul Județean în parteneriat cu Primăria Generală a Municipiului Chișinău. Este prima acțiune pe care cele două administrații o organizează în comun, urmare a acordului de înfrățire semnat de cele două părți în urmă cu 3 luni. În ședința trecută a Consiliului Județean am validat aceste lucruri și așa cum am promis, chiar dacă, dar sper că eu știu, pandemia o să ne lase, în curând o să avem prima manifestare, dacă vreți, culturală-artistică între cele două UAT-uri, județul Buzău și Primăria Generală a Municipiului Chișinău. Manifestarea se va chema generic Zilele Chișinăului în județul Buzău. În cele 3 zile de festival vor avea loc concerte de muzică populară și ușoară, susținute de artiști basarabeni și buzoieni, vor fi amenajate tabere militare cu profil istoric, ateliere meșteșugărești și expoziții de pictură și sunt programate mai multe lansări de carte. O parte dintre evenimentele culturale vor avea loc la galeriile de artă, respectiv Biblioteca Județeană. Ion Ceban, primarul Chișinăului, va lua parte la aceste evenimente. Sper să fie un lucru benefic atât pentru noi, autoritățile din România de la Buzău, cât și pentru cei de la Chișinău, dar în special pentru cetățeni, că cu ocazia asta putem să ne apropiem mai mult, să vedem care sunt, eu știu, tradițiile acolo și așa mai departe. În prima zi a festivalului, joi 16 septembrie, două cunoscute ansambluri de peste Prut vor încânta publicul buzoian. Este vorba despre Orchestra de Muzică Populară Frații Advahov și Ansamblul de Muzică Ușoară Alex Calancea Band. Vineri 17 septembrie vor susține concerte artiștii ansamblului etnofolcloric Plăieșii, precum și cei ai Ansamblului de Muzică Ușoară Vali Bogian Band. E un lucru inedit, este pentru prima dată, cel puțin în istoria Consiliului Județean, când niște artiști, care zic eu, nu sunt numai de renume basarabean română, sunt chiar la nivel internațional, vin fără să perceapă niciun fel de comision sau, eu știu, nu vin plătiți. Deci a fost o înțelegere între mine și primarul municipiului Chișinău. Consiliul Județean nu are niciun fel de cheltuială cu, din punct de vedere, eu știu, de a plăti onorariu artiștilor respectivi. Sâmbătă 18 septembrie, pe scena festivalului vor susține recitaluri artiștii ansamblului Plaiurile Mioriței din Buzău. Spectacolele vor avea loc pe terenul de sport din stațiunea Sărata Monteoru. Consiliul Județean Buzău va pune la dispoziția buzoienilor autobuze pentru a asigura prezența la festival a celor care nu dispun de mașini personale. Acestea vor efectua curse regulate gratuite din oră în oră între municipiul Buzău și stațiunea Sărata Monteoru. Accesul este gratuit la evenimentele din cadrul festivalului, însă cu respectarea unor reguli de protecție anti-COVID.